nume sunt mai multe. Dacă nu mă înșel, primul este domnul Nantoi, după asta urmează Alan Imerenko, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în tot ce vizează reforma în domeniul sănătății publice. După aia sunt tineri care și-au demonstrat deja abilitățile și domnul Bulat, care a fost consilier municipal și unul din specialiștii foarte buni, și domnul Lutencu, a fost șef al biroului pentru diaspora, și domnul Sturța, care mi-a fost șeful de cabinet, și câțiva specialiști în domnul Ștefănescu, unul dintre cei mai buni specialiști în tot ce înseamnă patrimoniul orașului și în mod special cum să păzim acest patrimoniu. O să vedeți dacă o să analizați lista oameni cu competențe pe fiecare pe domeniul său.